Bună dimineața! Ne-am trezit și am plecat să vizităm orașul și ceea ce mi-a atras atenția foarte tare a fost fortul ăsta de pe munte. Și chiar dacă mi-e teamă puțin de înălțime, am ales să urc cu telecabina pentru că e singurul mod care l-am găsit să ajung aici. Mi-a fost puțin teamă, dar până la urmă a fost extraordinar. Am ajuns aici, nu am absolut nicio informație despre acest loc, nu știu ce pot să văd aici, dar am timp de acum până de seara la 7 să văd despre ce e vorba. În primă fază, așa la prima vedere, pare a fi o mega grădină mare, mare rău de tot. Dar am văzut acolo un panou de informații și am văzut că este și o sală arheologică și nu mai știu ce și acum numai să dau de ele să aflu despre ce e vorba, ce e aici. Din afară, dacă te uiți, pare a fi o cetate, dar când ajungi aici sus e, nu știu, o grădină sau habar n-am pa ce pare. Eu am să merg tot pe drumul ăsta, poate ajung undeva, de fapt sigur ajung undeva, să înțeleg și eu despre ce e vorba aici. Primul loc în care vreau să merg e acolo, pentru că e un viewpoint și valea arată extraordinar de aici de sus. Și am văzut din telecabină, deci trebuie să merg acolo să fac niște poze. Ați văzut, efectele pandemiei nu se mai resimt așa tare în Germania, așa că într-un loc turistic vor fi foarte mulți oameni. Pe mine nu mă deranjează asta, îmi place să comunic, îmi place să fiu înconjurat de oameni, chiar oricând acum cu telecabina am cunoscut o familie de australieni care și ei călătoresc, la fel ca mine, dar ei călătoresc de 18 luni, adică călătoresc full-time și i-am întrebat cum i-a afectat perioada asta de pandemie. Mi-au spus că au fost cât pe ce pe punctul de a pune capăt călătoriei. Băi, ce mă enervează că astăzi iară sunt prostănac și nu fac niciodată research înainte și mă duc așa de nebun, fără să cunosc unde mă duc și ce pot să fac acolo. Am găsit o mapă, o hartă a locului ăstuia, dar dacă nu știu unde mă aflu, dacă nu știu poziția mea, habar n-am unde trebuie să merg și ce trebuie să fac. Și acum mă plimb pe aici să caut eu cine știe ce loc. Pe mine mă bucură foarte tare că în ultima perioadă am primit o grămadă de mesaje încurajatoare și sunt atât de fericit că oamenii, adică voi și prin intermediul ăsta vreau să vă mulțumesc foarte mult, au primit așa de bine proiectul ăsta care l-am început eu și să știi că atunci când îți urmărești visul, te schimbă, nu știu, te schimbă total, adică de când am început să fac asta și să nu mai îmi doresc lucruri materiale și să fac doar ceea ce îmi place, nu știu, parcă m-am schimbat foarte mult și prin intermediul ăsta e ocazia să cunoști o grămadă de oameni tari și adică dacă mă uit în spate la perioada asta de când am început să fac doar ceea ce îmi place și să merg, să călătoresc și să fac conținut video, am cunoscut o grămadă de oameni și unul dintre ei este Cristi, care are și el un canal de YouTube, Cristi Giralu, și călătorește de vreo 6 luni full time. Cred că am fost prost odată, era să fiu prost și a doua oară. Era să cumpăr încă o dată tichetul pe care l-am cumpărat jos cu 14 euro, doar că eu n-am înțeles că eu am intrare și aici. Și a doua oară sunt prost pentru că asta am zis că e cetate, dar de fapt e pușcărie de pe vremuri. Și nu știu ce poți vedea mai mult aici, da? Am înțeles că este un muzeu, acum trebuie să-l și găsesc. Deci, mai pe scurt, mă aflu într-o pușcărie de pe la 1800. Ce dubios arată. De acolo este o scenă, cred că fac spectacole. Bă, de arătat arată ca o cetate, dar e pușcărie.
da reingehen. Reingehen, gehst du hoch, ja. Dach, siehst du ganze Dach und dann Archäologie und Kanone. Okay, danke dir. Ia să vedem ce e aici acum. A spus că pot să urc sus de tot, să văd toată clădirea asta. Și din câte am înțeles, aș avea un muzeu de arheologie jos, în partea aia acolo. Mamă, dar ce urât arată aici, mă. Ce creepy arată. Bă, nu știu, nu-mi plac locurile strâmte. Cred că am claustrofobie. Au cartofi, ceapă, varză, salată ăștia aici. Mamă! Dar n-am văzut scaunele din fața scenei. Eu cred că aici fac scenete de genul de pe vremea aia sau nu știu. E puțin până jos. Acum să mă duc să văd și muzeul ăla de arheologie. Mamă. Aici, da. Oare din astea mâncau deținuții? Din astea am mai văzut noi. Vlogul ăsta nu știu de ce, dar cred că o să fie lung. Mamă. Sabie, suliță. Deci e mai vechi de 1800, cred eu. Nu știu, dacă aici așa un fior, dar nu știu de ce. Așa, e super creepy locul ăsta. Asta e gen greblă, cred că. Și asta e o coasă, de asta am și acasă la țară. Băi, totuși sper să mă aud bine, pentru că nu vreau să fac așa mare gălăgie. Sper să mă aud bine. Mamă, ăștia-s bani, frate. Nu știu ce scris el. Asta seamănă cu ăla de pe statuia de ceva. Mamă, dar asta e efect de tot, adică dacă e de pe vremea romanilor, pentru că aia sunt soldați romani, dacă e de pe vremea romanilor, e vechi rău de tot. Păi, ăsta pare a fi un tun de la mare de tot. Da, și e tun. Ăsta e de mai încoace. Nu e chiar așa de demult. Mamă, uite, aici mai sunt tunuri. Ia uite, ăsta e tun francez. Și
Chiar e dubioasă zona asta. Uite, altul. Ăsta e mic de tot. Pare rău că nu pot vorbi mai tare, dar e multă lume și nu vreau să deranjez pe nimeni. Acum să le citesc numele că au niște nume de îți moare limba. În asta cred că aveau vin. Aici ce mai e? Văd aici iar e urât de tot. Băi, ești nebun că mi-e urât să intru. Nu cred. Bă, eu nu mai știu să ies de aici, mă. Cum găsesc eu ieșirea din locul ăsta? Mă tot plimb să caut ieșirea pentru că trebuie să plec în alt oraș acum într-o oră. Și nu mai știu să ies din fortul ăsta. Până la urmă am reușit să ies și vreau să vă spun că cam atât a fost cu videoclipul de astăzi. Mai urmează încă unul mâine din tripul ăsta de pe Valea Rinului. Vă mulțumesc foarte mult dacă m-ați urmărit până la capăt. Nu uitați să dați un subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a fi de fiecare dată notificați când voi posta un clip nou. Vă mulțumesc mult și ne vedem data viitoare!